Alegerile pentru funcția de rector al Universității Naționale de Arte George Enescu au avut un rezultat previzibil. Profesorul Aurelian Bălăiță, rectorul în funcție din anul 2020, a fost singurul candidat. Dintre cele 163 de voturi, 139, adică 85,27%, au fost în favoarea sa. Profesorul Bălăiță spune că în următorii 5 ani va continua proiectele începute, de asemenea va păstra aceeași structură organizatorică. Mi-am propus aceeași echipă de conducere executivă a Universității să continuăm toate proiectele începute în mandatul anterior, să aplicăm un management academic eficient în scopul asigurării calității și a excelenței în educația din universitatea noastră. Noi fonduri pentru dezvoltare, dar și promovarea universității pe plan internațional sunt alte obiective. Ne preocupă sporirea bazei materiale, sporirea fondurilor atrase din alte surse decât cele bugetare. Ne interesează foarte mult internaționalizarea universității, încheierea de noi parteneriate cu universități din țară și din străinătate. În anul 2025, Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași va împlini 165 de ani de existență. Va fi un an plin de evenimente care să marcheze această existență îndelungată. Și în ultimul rând, ne pregătim de pe acum pentru sărbătorirea a 165 de ani de existență a Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași, prima universitate de învățământ artistic din România și cea mai mare și cea mai valoroasă în același timp. Profesor universitar dr. Aurelian Bălăiță este actor și regizor, ale cărui spectacole au fost distinse cu premii naționale și internaționale. Este un important membru UNITER, expert, evaluator al ARACIS, membru al Comisiei Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare la secțiunea Artele Spectacolului. În 2018 i-a fost conferit premiul UNITEM pentru cel mai bun spectacol pentru copii, Omul de zăpadă care voia să se întâlnească cu soarele. Cel mai recent spectacol al său, Cu vaporul printre stele, a avut premiera pe 6 decembrie 2023 la Sala Unirii a Ateneului Național din Iași. Profesorul Aurelian Bălăiță a scris și volume importante pentru iubitorii de teatru și arta animației, precum și numeroase studii publicate în reviste de specialitate din țară și străinătate.